Pentru cei care nu au văzut până acum, mai există la mine pe canal mini-excursia de la Horezul din 2020. Excursia de anul ăsta a fost cu atât mai frumoasă. Am regăsit aceeași pajiște minunată, de data aceasta adăpostită de două văcuți. Surata văcuței Bujorica de anul trecut se numea Fetița și era la fel de blândă și tăcută. Anul acesta am avut parte de soare, așa că am putut petrece mult timp pe pajiște, bucurându-mă de dimineți superbe. Dar cum și anul acesta ne-am întâlnit o echipă mare de oameni, nu puteam să nu mergem în expediții. Deși s-au repetat unele destinații pe care le-am filmat și anul trecut, cum ar fi Peștera Muierii sau Salina de la Ognele Mari, cel mai fascinant loc pentru mine a fost atelierul de ceramică din Olari. Este un sat din Horezul atestat ca fiind unul din puținele care mai păstrează tradiția realizării ceramice specifice acestui loc. Noi am fost la meșterul olar Tambra Gheorghe. Acesta avea un atelier mic, dar parcă desprins din povești. Unul din cei mai vechi companioni ai săi sunt un motan bătrân și foarte prietenos. Desigur, nu putem uita și cățelul. Ne-a fost prezentat tot procesul de lucru al unui obiect de ceramică, de la lutul care trebuia să fie udat până la coacerea sa în cuptoare speciale. Cel mai fascinant mi s-a părut pictarea obiectelor, culorile fiind obținute tot din pământ și prinzând nuanțe diferite în funcție de ardere și de câte ore au fost arse. Soția meșterului a prins acest meșteșug după căsătorie. Ne-a făcut o adevărată demonstrație. Și desigur că nu puteam pleca fără să o lărim puțin și noi. A fost un adevărat eșec la mine, pot spune. Astfel, dacă aveți ocazia să treceți prin zonă, nu ezitați să treceți pe la domnul Gheorghe. Sunt convinsă că ar fi foarte încântat să vă arate tot procesul de lucru și, desigur, să încercați și voi să vedeți cum se construiesc aceste obiecte. Odată cu pandemia, majoritatea meșterilor olare au avut de suferit datorită numărului de turiști, care a fost mult mai puțin, așa că cred că ar fi o experiență frumoasă pentru ambele părți. Au fost zile frumoase, cum doar în Urșan puteam petrece, inclusiv o plimbare cu Miata. Sunt tare fericită când pot face astfel de filmulețe care arată un mic colț de rai din locurile atât de dragi inimii mele.